Poate că ai mers recent pe stradă și ai fost nevoit să te ferești de un robot care făcea livrări. Poate că acel robot chiar și-a cerut scuze pentru că te-a încurcat și ți-a urat o zi bună. Sau poate că ai comandat un pachet online și ți s-a livrat prin intermediul unei drone. Acum 10 ani, aceste lucruri ar fi părut de neimaginat, dar unii dintre noi trăiesc deja aceste realități și se pare că ele devin din ce în ce mai mult parte din cotidian. Așa că iată o listă cu câteva exemple de tehnologii revoluționare. Pun pariu că tot va trebui să clipești de două ori pentru a verifica dacă sunt reale sau nu. Ah, roboții! Roboții pe care ne imaginam pe vremuri semănau cu R2-D2 din Star Wars, nu-i așa? Dar astăzi trăim o adevărată robotizare a vieții de zi cu zi. Dacă ai mijloacele financiare necesare, poți cumpăra un frigider care îți face lista de cumpărături în locul tău și poate chiar să caute rețete pentru cină. Poți cumpăra ochelari de realitate virtuală pe care să-i folosești pe banda de alergare și să-ți petreci o oră din zi alergând prin locuri frumoase din Grecia, fără să părăsești confortul casei tale. Ei bine, aceste exemple sunt cam extreme, dar nu trebuie să mergem atât de departe. Chiar și telefonul mobil este dotat cu inteligență artificială. Îți poate răspunde la întrebări legate de vreme sau chiar poate suna la un număr de telefon în locul tău, astfel încât să nu mai fie nevoie să-l formezi. Dacă am ajuns deja atât de departe cu progresele tehnologice, oare cum vor arăta viitorii roboți peste, să zicem, încă 10 sau 15 ani? O companie numită Ubitech a dezvoltat roboți umanoizi, precum Alpha Mini. Acesta a fost conceput pentru a fi un companion casnic. Robotul are un scris de mână impecabil. Poate să-ți toarne suc în pahar, să-ți spele rufele și chiar să-ți împăturească hainele curate. Dar este de asemenea mult mai mult decât atât. A fost creat pentru a interacționa cu oamenii ca și cum ar fi unul dintre noi, zâmbind, râzând, arătându-și îngrijorarea. Este flexibil, dansează și chiar știe mișcări de kung fu. Wow! Acest lucru ar putea fi extrem de înfiorător, dar adevărul e că acești roboți sunt foarte drăguți. Au fost concepuți să pară adorabili și să devină cu ușurință o parte din familie. În curând, roboți ca acesta ar putea deveni un lucru obișnuit în diferite gospodării. Când Tesla a lansat modelul S, care are un mod de pilotaj automat, părea că viitorul e aici. Toți acei ani pe care i-am petrecut visând la zilele în care mașinile ne vor conduce pe noi și în sfârșit se întâmplă! Dar nu a fost chiar așa. Chiar dacă mașinile care se conduc singure sunt impresionante, mai avem încă un drum lung de parcurs. Mașinile inteligente sunt capabile să recunoască și să reacționeze la viraje, la roșul de la semafor și la apropierea altor vehicule. Dar au încă multe dezavantaje. În situații din viața reală, unele decizii trebuie luate rapid și instinctiv, iar acesta este un lucru profund uman. Ok, deci mașinile care se conduc singure nu sunt atât de uimitoare pe cât am crezut că vor fi. Dar cât de departe suntem de a avea mașini care să zboare? Poate nu atât de departe, se pare. De fapt, unele companii dezvoltă prototipuri de mașini zburătoare chiar acum, în timp ce vorbesc. Ar trebui să vorbesc mai repede? Nu? Bine! Acestea arată ca un hibrid între un elicopter, un avion mic și, ai ghicit, o mașină. Și cum ar funcționa aceste obiecte zburătoare ciudate? Mașinile zburătoare care sunt în prezent în curs de dezvoltare și în stadii de testare pot efectua o decolare verticală, la fel ca un elicopter. Deocamdată, ele sunt capabile să parcurgă distanțe scurte, de aproximativ 10 km. Chiar și așa, este vorba tot de o mașină care zboară. Nu știu ce părere ai tu, dar eu sunt convinsă că viitorul este cu adevărat aproape. Puține lucruri sunt mai enervante decât să te trezești în fiecare dimineață și să te uiți la un tatuaj pe care îl urăști și pe care regreți că l-ai făcut. Din fericire, tehnologiile moderne cu laser ne permit să ștergem cu ușurință numele foștilor noștri iubiți de pe corpurile noastre. Un startup din Paris a investit peste 3 milioane de euro în dezvoltarea unei tehnologii de top cu unde de șoc, axată pe îndepărtarea tatuajelor. Startup-ul a înțeles că această tehnologie avea nevoie de un upgrade, deoarece până de curând putea dura până la 2 ani pentru a obține îndepărtarea completă a unui tatuaj. Acest lucru însemna că majoritatea oamenilor abandonau procesul la jumătatea drumului. Acum, în numai 2 ședințe, pot să-ți elimini definitiv un tatuaj. Cine știe, poate că în câțiva ani vom putea elimina tatuajele într-o clipită. Încă trebuie să lucrăm la sursa acestei probleme cu tatuajele. Decizia de a le face în primul rând. Ce-i spune dacă ai afla că este doar o chestiune de timp până când călătoriile spațiale comerciale vor deveni ceva mai accesibile pentru populația lumii? Îți poți imagina cum ar fi să-ți petreci după amiaza pe orbită în jurul Pământului? Ei bine, vreau să te anunț că treaba asta se apropie mai repede decât crezi.
În 2021, miliardarul Jeff Bezos a făcut un pas înainte în ceea ce privește călătoriile spațiale comerciale. Zborul cu racheta sa a durat aproximativ 10 minute și 10 secunde. Chiar dacă a fost o călătorie scurtă, a marcat un moment important pentru viitorul turismului spațial. Bezos a efectuat un zbor suborbital, care este posibil să devină disponibil pe scară mai largă în viitorul apropiat. Aceste rachete zboară la aproximativ 100 de kilometri deasupra Pământului, unde oamenii de la bord pot experimenta imponderabilitatea și pot fi martorii unor priveliști extraordinare ale planetei noastre. Totuși, racheta nu va ajunge mai sus de atât. Pentru o vreme, zborurile orbitale care pot ajunge la Stația Spațială Internațională vor fi în continuare ridicol de scumpe. 55 de milioane de dolari. Dar, hei, vorbim de niște etape, nu-i așa? Eu zic că părăsirea atmosferei Pământului este deja ceva destul de cool. În cazul în care nu ai aflat până acum, toaletele inteligente devin din ce în ce mai inteligente. Moda toaletelor complet electronice a început în Japonia, dar ele cuceresc treptat restul lumii. Occidentalii care au încercat-o spun că revoluționează mersul la baie. Astăzi, progresele tehnologice au creat toalete care redau muzică și care folosesc lumina UV pentru a elimina bacteriile. Unele dintre ele sunt dotate cu un panou cu ecran tactil care îți permite să controlezi funcțiile toaletei. Bineînțeles, astfel de toalete vor ridica capacul imediat ce te apropii și îl vor închide singure după ce pleci. Acestea trag automat apa și încălzesc scaunul, astfel încât să te poți așeza pe o pernă caldă. Dar ce urmează? Urmărește-ne în continuare și vei afla! Ți-ai mâncat legumele dacă ai ști că au ieșit dintr-o imprimantă? Adică la propriu? Astăzi, datorită tehnologiei 3D, unii oameni au experimentat imprimarea alimentelor. Pentru ca orice lucru să poată fi realizat cu ajutorul unei astfel de imprimante, trebuie să provină dintr-o pastă moale, care poate fi stoarsă din duzele mașinii. Scopul imprimării alimentelor are mai mult legătură cu designul, cum ar fi desenarea unor forme geometrice complexe deasupra prăjiturilor imprimate și, practic, transformarea alimentelor într-o operă de artă modernă. Imprimantele au demonstrat o precizie mai mare pentru acest tip de muncă decât mâinile noastre. Poate că ai auzit de panouri solare, dar probabil că nu în acest fel. Să spunem doar că tehnologia a avansat până în punctul în care panourile solare au ajuns să fie transformate în mici celule de film solar. Aceste panouri solare se aseamănă cu filmele pentru aparatele foto de pe vremuri. Diferența este că acestea sunt generatoare de energie foarte eficiente. Astfel de celule de film solar sunt fotovoltaice și pot produce energie solară la un cost mult mai mic și cu o eficiență mai mare decât panourile pe care le folosim în prezent. Unii spun că vorbim deja despre energia solară 3.0. Mai degrabă mai devreme decât mai târziu, aceste celule de film vor fi folosite nu doar pentru a încărca telefoane, ci și pentru a alimenta clădiri întregi și chiar orașe. Ele ocupă foarte puțin spațiu și absorb lumina solară într-un mod extrem de eficient. Invenții ca acestea fac ca viitorul să pară luminos, nu-i așa?